unei organizații să vorbească o singură persoană. Și nu ne lăudăm. Adică nu avem cu ce să ne lăudăm. Noi am pierdut, în 25 de ani, am pierdut 30 de școli românești aici. Și asta nu-i laudă. Asta ne trebuie să ne dăm cu capul de pereți. Probleme sunt, domnilor, extraordinar de multe. Extraordinar. Și ele, din păcate, se adaugă așa ca un bulgăr de zăpadă, știți, când îi dai din munte jos, crește, crește, crește. Anul ăsta, prima dată, când, din ultimii ani, când elevii din clasele a șaptea, dacă nu mă înșel, și încă o clasă, nu vor primi manuale la limba și literatura română. În toate școlile? În toate școlile din Ucraina. Manualele la limba și literatura română. Fiindcă manualele sunt pregătite, acceptate de ministerul, de totul, dar nu s-au găsit bani. Pentru ca să-și ridice unii castele și să facă nu știu ce bani sunt, dar pentru a edita manualele, nu sunt. Deci, eu cred că e o problemă foarte, foarte importantă și foarte... Fiindcă lovitura, după câte înțeleg eu și la ce concluzii am ajuns în acești 20 ceva de ani, se dă anume împotriva limbii deznaționalizării noastre. Împotriva se face totul pentru a fi asimilați. Deci, prin limbă, ni se ia identitate. Și dacă am pierdut în 24 sau acolo de ani, din 91 până astăzi, dacă am pierdut 30 de școli românești, numai în regiunea noastră, deci lucrul acesta eu cred că trebuie să ne pună pe gânduri și pe noi aici, dar ar trebui și Parlamentul, Senatul, Guvernul, Președinția. În discuțiile care vor fi și la întâlnirile care se vor avea loc între conducerea statului român și conducerea Ucrainei, cred că ar trebui să vorbească un pic mai principial. Adică nu se poate. Promisiuni se fac. Iată, noi am fost nu de mult un grup de conducători ai societății, am fost la primit în martie de guvernatorul, nou guvernator al regiunii, domnul Fișuc, am fost adus, i-am pus pe masă hârtii, tot. Am primit un răspuns referitor la școli, fiindcă aceasta este problema cheie pentru tot, am primit un răspuns în doi pietre, pe vreo 4 pagini, dar care nu nimic concret. Iată, eu cred că doamna cea nouă să vorbească mai la obiect despre problema aceasta. Nimic concret, domnule, așa, apă de ploaie. Și acum vom avea o nouă întâlnire cu conducerea regiunii și cu direcția învățământ, undeva după 15 septembrie, unde din nou vom pune pe masă, dar vom discuta de data aceasta la întâlnire numai problema școlii. Alte probleme o să lăsăm într-o parte. Și eu cred că În situația în care ne aflăm noi, ar trebui să ne acorde o mână, să ne întindă o mână de ajutor și patria istorică. În primul rând, ar trebui să asigurăm cu carte românească bibliotecile școlare, bibliotecile publice. Cu ani în urmă, deci la început, în 91-92, deci am adus și eu personal cu un fost senator, Dumnezeu să-l odihnească, Senciuc, de la Suceava, am adus cărți cu mașini, cu camioanele, cărți românești. După aceea, aici la Administrația Regională de Stat s-a format o comisie pentru a verifica literatura pe care o aducem noi de acolo. Adică, dacă în Constituție nu există, este
scoase cenzura din țară, aici s-a făcut comisii care, orice carte care o aduc eu, dacă chiar și o carte de-a mea personală, dacă o aduc, trebuie să se uite, trebuie să văd, dar ce e acolo, ce scrie acolo. Eu le-am spus că când am adus niște literatură din literatura universală, din autorii francezi și englezi, le-am spus că nu interesează pe deși Ucraina și nu scriu împotriva Ucrainei, domnule, stați liniștiți. Dar această comisie, eu cred că își are rolul ei în stoparea cărților către bibliotecile școlare. A doua problemă pe care am abordat-o de mai multe ori la întâlnirile cu conducerea regiunii și nu numai cu ultimul șef al administrației, dar din 91-92, de fiecare dată când se schimba conducerea, noi mergeam și discutam cu ei. Deci și de vreo, cred că sunt vreo 15 ani, scriitorilor români din regiunea cea noastră se interzice practic să intre în școală, să meargă să se întâlnească cu elevii. Deci asta, eu nu știu în care țară se mai poate întâmpla așa ceva. Și de câte ori am discutat și am spus, ni s-a promis că da, o să rezolvăm problema. Rezolvăm problema, carul stă pe loc, nu se rezolvă nimic. Este chiar un paradox, deci versurile noastre sunt incluse în manualele școlare, la literatura română, dar când se meargă Zegre sau Tărățanu sau altcineva în școală să întrească elevii, hai altă dată, hai nu știu ce. Deci este, iarăși, aceeași, funcționează aceeași tabu, aceeași cenzură. Noi am putea vorbi mult și bine despre problemele noastre. Eu cred că la ora două o să fie la Picobolească, o să fie și cadre didactice, învățători, directori de școală, o să fie lumii care este foarte aproape de limbă și de literatura română. Și ei vor vorbi și ei despre problemele lor personale. Eu, adică nu personal, problemele lor care se confruntă ei acolo în sate, fiindcă și satele în genere, eu nu știu, ați fost în câteva localități, bănuiesc acum, la Herța, la Storjeneț, nu știu în care localități, dar de obicei știu că așa se practică de pe timpul comuniștilor, când eram eu, lucram la radio, când venea cineva de undeva, îl ducea la Carapciu, raionul Hliboca, la Boian, raionul Nou Sulița. Domnul Zegrea, nu la suntem începători în meseria asta, zic eu. Am în spate aproape 20 de ani, și știu ce e aici. Și plus că nu suntem nici pelicani să înghițim tot ce ni se aruncă. Asta este. Știți, aici mereu suntem în fața unui nou început. Suntem așa, nu știu, mereu sunt aceleași chestiuni, mereu aceleași probleme, mereu se spun ucrainienilor să facă aceleași lucruri, mereu nu le fac. Mereu asociațiile noastre se ceartă între ele, mereu nu se împacă, mereu, deci, practic e un film pe care îl vedem cu toții. Eu aproape de un sfert de secol, de un sfert, și este ușor frustrant. Să vezi că sunt mereu aceleași chestii. Eu cred că a sosit momentul să rupem ritmul ăsta. A sosit momentul să trecem peste niște chestiuni, niște, că și în familie, știți, se mai ceartă muierea cu bărbatul, dar la un moment dat și nevoie de o schimbare, să mai schimbe bombele de bucătărie, să o întoarcă pe partea cealaltă. Eu zic că trebuie să căutăm să rupem ritmul ăsta, să căutăm să ne resetăm și relațiile dintre noi în comunitate, să căutăm și noi ca autorități să resetăm relațiile cu autoritățile ucrainene, pentru că așa cum spunea și la statuia lui Mihai Nescu, iată ce minune a făcut Dumnezeu, că dușmanul cel mare de ieri a devenit prietenul cel mare de azi și prietenul cel mare de ieri a devenit dușmanul cel mare de azi. Eu zic că a sosit momentul să schimbăm, să facem o schimbare de rând. Să încercăm să dăm la o parte tot ce a fost până acum și să pornim pe bune de pe alte niveluri. Pentru că s-au schimbat miniștrii, s-au schimbat parlamentari, sau lucrurile sunt cam aceleași. Și este ușor frustrant. Eu văd că acum s-a deschis o fereastră de oportunitate.
nu zic că mă bucur că s-a întâmplat, dar pentru noi e bine că putem să reacționăm altfel în relațiile cu autoritățile ucrainene. România a dat tot ce a putut pentru Ucraina în perioada asta. Am fost primii care am venit aici și am zis că din România iau ajutoare. Lucrurile astea nu se știu, dar au fost date ajutoare. De la căști, veste, tot felul, s-au dat. Dar să nu știe stânga ce face dreapta, că e mai bine așa. Deci noi am avut toată deschiderea maximă în relația asta. Acum trebuie să începem și noi să ridicăm ștacheta solicitărilor noastre. Spuneați că au fost, s-au desfințat 30 de școli. Este adevărat. Asta este, poate chiar mai, asta este o informație adevărată. Pe de altă parte, eu mă întreb, câți dintre conaționalii noștri, românii noștri, din state, în orașe, țin foarte mult să țină copilul într-o școală românească?